Astăzi, vi se oferă oportunitatea să vă deschideți un business pe Marte. Mâna sus, cine ar merge? În regulă. Știți cine este Elon Musk? Mâna sus? Ok. El are trei companii. Are Tesla, o companie care produce mașini electrice. Are SpaceX, care produce rachete de 10 ori mai ieftine decât cele de la NASA. Și are Boring Company. Boring Company sapă gropi. Practic, Elon Musk are toate cele trei elemente care îți permit efectiv să poți să mergi pe Marte. Transportul, bateria uh, de care ai nevoie ca să ai electricitate, și mult mai eficient să sap găuri, să trăiești sub pământ, decât uh, să aduci materiale acolo. Așa începe. O simulare de business pe care am pregătit-o pentru colegii din Cruc. Și acolo vorbim de colonizatul planetelor. Uh, ei au de făcut trei lucruri pentru a câștiga cât mai mulți cas. Să colonizeze planete, să aducă oameni acolo și să cerceteze produse pentru ei. Fac asta. Nu pentru a pierde bani, în experiență nu se pierde bani, ci diferența o face cât de mult câștigi. Una dintre mecanicile de joc, un algoritm pe care l-am implementat acolo, se numește limită la creștere. Ce înseamnă asta este că orice produs, orice acțiune pe care o faci, are o limită de la care oricât efort ai depune în plus în direcția respectivă, rezultatele fie stagnează, fie scad. Vezi Nokia cu telefonul ei de succes. Problema este că dacă nu anticipezi acele limite, riscul de a transforma ceea ce ai uh, într-un produs viabil în viitor scade. Un uh, lucrul ăsta îl văd foarte bine la tata. Uh, fratele meu uh, și familia lui nu aud. Uh, și până acum doi ani, relația cu ei era foarte dificilă. Telefonul mi-a permis să vorbesc acum zilnic cu fratele meu și a devenit unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Tata este fost ofițer, are doctorat în drept și nu știe să folosească un telefon de genul acesta. Tata a atins o limită și nu merge pe marte. Un alt lucru pe care îl discutăm în experiența aceasta de învățare este despre ce se întâmplă cu productivitatea odată ce apar roboții. Pe măsură ce apar roboții, productivitatea crește și eliberăm resurse. În special, resurse umane. Și am două alegeri de făcut în direcțiile respective. Una, quick and dirty, să renunț la oameni. Cealaltă, deliberată, în care folosesc acele resurse pentru a coloniza noi planete. Și acum avem o întrebare către voi, cei din area de HR. Inteligența artificială vine. Știm deja asta. Avem noi tot ce ne trebuie pentru a transforma joburile de astăzi în coloniștii de mâine? Vă mulțumesc!